fată de doar 16 ani și-a fracturat coloana după ce a sărit de pe geamul internatului ca să ajungă la iubitul ei. S-a folosit de o frânghie improvizată din cearșafuri care s-a rupt. Supărat că nu a fost angajat într-un restaurant, un tânăr din Suceava a înjunghiat de mai multe ori un bărbat care venise să aplaneze conflictul. Și NATO e o alianță defensivă, dar orice atac împotriva alianților va primi un răspuns unit și hotărât. Este unul dintre cele 5 puncte ale declarației comune adoptate la București de miniștrii externe NATO. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Daniel Osmanovici. Drumul spre iubire a nenorocit pe viață o elevă din Călăraș. Fata a sărit de pe geamul internatului ca să ajungă la iubitul ei. S-a folosit de o frânghie improvizată din cearșafuri. Din păcate a căzut și și-a fracturat coloana, șoldurile, mâinile și picioarele. Copilul are doar 16 ani și este în clasa a 9-a. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Eleva a recurs la acest gest după ce pedagogul de serviciu nu i-a permis să părăsească internatul. A căzut de la peste 7 metri în gol. Această elevă, în vârstă de 16 ani, de la centru Perișorul, a dorit să fugă din cămin. Din câte am înțeles, pur și simplu doar vrea să fugă din cămin. Nu cunoaștem destinația finală, ca să spunem așa. Pur și simplu, din prisma măsurilor de securitate pe care noi le-am adoptat la nivelul unității noastre, ea a dorit să plece. Colegele de liceu spun că fata nu este la prima astfel de încercare, însă acum s-a terminat rău cu fracturi multiple la coloană și cu alte leziuni suferite în urma impactului cu solul. Și-a rupt un picior sau probabil cred că avea probleme cu coloana și acum știm doar că s-a aruncat din cauza iubitului sau fostului ei, nu știm sigur ce este acum. Copiii au sunat la 112, iar la ISU Călăraș a fost trimisă o ambulanță la fața locului. Au improvizat, se pare, această cale, această modalitate de a înfășura cearșafurile și de a sări de la etajul 2. Copiii au sunat la 112, iar ISU Călăraș a trimis o ambulanță la fața locului. După o noapte petrecută la spitalul din Călăraș, a fost transferată la București. Liceul a anunțat protecția socială și poliția. O tânără a încercat să părăsească incinta căminului studențesc pe geam cu ajutorul mai multor cearceafuri legate. Fata s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 2, fiind transportată pentru îngrijiri medicale la spital. În acest caz, poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Scene șocante la un restaurant din municipiul Suceava. Un tânăr de 23 de ani din Botoșan, nemulțumit că nu a fost angajat în bucătăria restaurantului, a început să amenințe cu un cuțit angajatele. Un bărbat care a vrut să aplaneze conflictul a fost înjunghiat de tânărul recalcitrant de mai multe ori. Polițiștii l-au reținut pe agresor și continuă cercetările. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. La unitatea de primire a urgențelor a ajuns un bărbat de aproximativ 38 de ani, politraumatizat prin agresiune, cu multiple plăgi la nivelul scalpului, o plagă la nivel cervical posterior, una la nivelul toracului posterior și una la nivelul brațului stâng. La sosire, pacientul era în șoc hemoragic, dar conștient. Angajații au încercat să-l calmeze pe agresor, însă acesta a continuat să-i amenințe. A intrat cuțitul în cafenea și a început să amenințe colegele, că el vrea bani. A fost doar în probe și a depus o declarație falsă la ITM. Da. Și nu a fost primit ca angajat. Și el vrea banii pe zile în care a fost în probă. Și nu i s-au dat că dacă ești în probă nu primești bani. Da, da. Polițiștii l-au reținut pe individ și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-au întâmplat evenimentele. Un tânăr în vârstă de 23 de ani din județul Botoșani ar fi pătruns în incinta restaurantului, fiind supărat cu privire la faptul că anterior, în primăvara acestui an, în lunile aprilie-mai, ar fi încercat să se angajeze la restaurantul respectiv, la bucătăria restaurantului, fiind refuzat. Agresorul a fost identificat la locul evenimentului, fiind încătușat de către polițiști și preluat ulterior la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru audieri. Individul riscă să fie cercetat pentru tentativă de omor și tentativă de tâlhărie calificată asupra patrimoniului societății.
Un șofer din Constanța e bun de plată după ce a lovit 4 mașini. Potrivit martorilor, bărbatul nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului. Carosabilul era umed și, deși a încercat să evite impactul, nu a mai reușit. A lovit un autoturism parcat, iar ulterior a ricoșat în alte 3 mașini de asemenea parcate. Din fericire, nu au fost victime. Polițiștii chemați la fața locului l-au testat pe bărbat, iar alcoolemia a fost zero. Pagubele produse sunt însă mari, iar acum șoferul e bun de plată. În plus, a rămas și fără permis de conducere pentru următoarele 90 de zile. Parchetul european condus de Laura Codruța Căveși anunță finalizarea celui mai mare dosar de crimă organizată de până acum din Europa. Au fost făcute 200 de percheziții în 22 de state, printre care și România, iar prejudiciul se ridică la peste 2 miliarde de euro. E vorba despre o schemă complexă de fraudă în domeniul TVA prin vânzarea de bunuri electronice populare. Potrivit anchetatorilor, operațiunea a fost pornită de autoritatea fiscală portugheză, care cerceta o companie care vindea telefoane mobile, tablete, căști și alte dispozitive electronice și care era suspectă de fraudă în domeniul TVA. Ulterior, parchetul european a preluat cazul și a descoperit că acea companie portugheză colabora cu alte 9.000 de entități juridice și peste 600 de persoane fizice din alte țări, iar frauda părea imposibil de descoperit. Operațiunea Amiral, așa cum a fost numită, se consideră cea mai mare fraudă în materie de TVA din Europa, descoperită până acum. A fost regină a frumuseții, a fost la un pas de moarte. O măsea inflamată în miez de noapte a dus-o în cabinetul unui stomatolog, unde a început drama tinerei. Pentru că susține ea, medicul a apelat la o extracție în loc de tratament, iar infecția s-a extins cu repeziciune. Nu sunt singurele acuzații pe care fosta Miss România le aduce la adresa cadrului medical. Larisa Iosif a fost la un pas de moarte după vizita într-un cabinet stomatologic din capitală. Evenimentul a avut loc în urmă cu 2 săptămâni. Am ajuns, am intrat în cabinet, nu am completat absolut nimic, nu mi s-a cerut absolut nimic, pur și simplu mi s-au expus după un consult rapid 2 variante. O variantă temporară, unde se mi se facă un calmant pentru a putea scăpa de durere în momentul respectiv, și o soluție care m-ar putea scăpa de durere pe o durată mai lungă, cu scoaterea măselei. Am recurs la această metodă după îndemnul domnului medic, dacă îi pot spune așa. Soluția medicală a fost una greșită. Extracția, spun specialiștii, nu este recomandată în cazul unei infecții de amploare, doar că medicul nu a făcut nicio radiografie și nu i-a prescris niciun tratament. Prin urmare, am ajuns la niște complicații. Acel puroi care l-aveam deja la măsea mi s-a extins în tot organismul. Timp de 3 zile mă umflasem foarte, foarte tare, aveam dureri insuportabile. Am aflat că puroiul mi se extinsese în mai multe zone ale corpului. Riscam să mor dacă mi-ajungea la plămâni sau la creier. Cum durerile au persistat, tânăra l-a contactat repetat pe doctor. Acesta a tratat-o cu indiferență și paracetamol. În cele din urmă, a consultat-o un al doilea medic. A fost nevoie de o operație. Confruntat de familia Larisei, stomatologul care a tratat-o greșit a pretins că nici nu o cunoaște. Domnul, ca ce lucrează aici? El ca dentist. Arătați-mi și mie actele pentru care l-ați angajat aici. E pe un contract de colaborare. Cine trebuia să dea bon fiscal? Cine a luat banii? Tânăra vrea acum să-și caute dreptatea în instanță. Cel mai probabil va fi nevoie de noi operații, iar acestea ar putea pune capăt carierei sale de model. În plus, avocatul femeii susține că suspectează că stomatologul acuzat nici nu ar fi avut dreptul de a profesa această meserie. Este clar că se practica o medicină clandestină, empirică. Vorbim pe de-o parte despre săvârșirea unei infracțiuni de practicarea unei profesii fără drept. În același timp vorbim și despre fals și uz de fals, pentru că, în mod curios, rețeta pe care a primit-o după acea extracție de premolar de minte, apare numele unui alt medic, semnătura unui alt medic, parafa unui alt medic, toate înmânate de către această persoană din Siria, se pare, nici măcar nu știm numele cu siguranță, pentru că niciodată nu și l-a declinat, n-avea un ecuson, nu știm cine a fost acea persoană. Larisa Iosif a câștigat concursul Miss România în 2019. Premiul i-a adus imediat notorietate în mediul online, unde are 10.000 de urmăritori. Este scandal în lăcașul Sfântului Proroc Daniel din cartierul bucureștean Berceni, după ce unul dintre cei 3 preoți care slujește acolo a fost filmat cum fură bani din cutia milei. Ziariștii de la Libertate au intrat în posesia imaginilor în care se vede modul în care proceda părintele.
Bandidul a inventat un sistem prin care să poată scoată banii pe ascuns. Lua cutiile cu bani, le ducea în altar și cu ajutorul unui umeraș subțire din sârmă, scotea banii din ele. Așeza apoi cutiile cu gura în jos între două piese de mobilier, iar banii trași cu umerașul ajungeau direct într-o casetă de plastic așezată pe podea. Enoriașii sunt uimiți de cele întâmplate. Nu trebuie să-i judecăm. Îl cunosc din 2000. Botezat aici nepoții. Doamne ferească Dumnezeu! Părintele Viorel Oralu și-a pierdut colarul, și-a pierdut nevasta. Femeie tânără, a rămas cu doi copii. N-ar face așa ceva, părintele, niciodată. La biserica asta a fost un dascăl care a făcut un copil la o tânără și n-a vrut să-l recunoască. Iar socrul părintelui Viorel i-a spus să nu mai vină dacă nu-și recunoaște copilul. Fata a rămas cu copilul și ăla s-a dus și a început să facă numai reclamații. Pe mine nu mă interesează treaba asta, n-am auzit de la dumneavoastră aud acum. Da. Eu îl cunosc ca preot, își face treaba de preot. Mai departe, n-am ce să vă spun. Preotul a fost prins chiar de angajații bisericii, care au văzut încă din 2017 că sumele lăsate de enoriași în cutii sunt mai mici decât se așteptau. Așa că s-au uitat pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Li s-au confirmat bănuielile. 2 ani mai târziu însă, pentru că și-a dat seama că este verificat, preotul ar fi deconectat întreg sistemul de supraveghere. Voluntarii de la Biserica Sfântul Proroc Daniel spun că nu știu nimic despre acuzațiile care îi se aduc preotului. Nu știu de scandal, nu știu... Nu știu, ce nu știu, nu pot să vorbesc. Și dânsul a plecat sau... A fost, adineori a fost pe aici. Dar preotul ar fi acuzat și de alte nereguli. Se pare că măsluia chitanțele bisericii. Ar fi păstrat sume mari pentru el, iar în vistierie ar fi lăsat mult mai puțin. Pe numele preotului există mai multe plângeri de la enoriași, dar și de la superiori. Potrivit jurnaliștilor de la Libertatea, preotul s-ar fi angajat să achite în tranșă aproape 12.000 de lei, cât ar fi prejudiciul adus bisericii. Ratele merg până în 2026. Primarul general a dat cu subsemnatul la DNA. Nicușor Dan a fost audiat de procuror după ce la începutul lunii a depus o plângere legată de aprobările pentru construcția unui bloc de 5 etaje pe Bulevardul Primăverii. Avizele ar fi fost date în vremea fostei administrații, iar primarul acuză că terenul unde urma să apară blocul a fost transformat în mod ilegal în construibil, el fiind spațiu verde. Plângerea penală a fost depusă la DNA împotriva lui Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect șef al Capitalei, iar acuzațiile sunt de abuz în serviciu. Primarul general îl acuză că ar fi emis avizul și raportul de specialitate în baza cărora Consiliul General a aprobat PUS pentru Primăverii numărul 1. Nicușor Dan spune că avizul prevede ca pe o porțiune de teren de peste 1300 de metri pătrați, care este spațiu verde, să se poată construi. Funcționarii din Primăria Municipiului București în 2019, când s-a emis acel PUS, aveau cunoștință de un caz similar, respectiv PUD Chiselef 45, identic, în sensul că era un teren care în PUS zone protejate figura ca spațiu verde, s-a dat acolo un PUS pentru un bloc și Curtea de Apel București s-a pronunțat definitiv și a spus că e ilegal să schimbi destinația din spațiu verde în bloc. Terenul de la numărul 1 de pe acest bulevard al Primăverii ar fi fost transformat în 2019 dintr-un spațiu verde într-unul construibil, lucru interzis prin lege. Astfel, prețul metrului pătrat ar fi crescut, iar beneficiarul de la acel moment s-ar fi ales cu un profit de 3 milioane de euro atunci când a vândut terenul. Proprietarul actual a solicitat și el de la PMB autorizație pentru construirea unor blocuri în zonă. Nu a primit însă avizele. Dezvoltatorul anunța în luna mai lansarea unui nou proiect rezidențial Upper Premium, în valoare de peste 20 de milioane de euro, 18 apartamente de lux și spații comerciale, adică peste 4700 de metri pătrați construiți. Acestora li se adăugau mai mult de 2000 de metri pătrați de parcare subterană. În prezent, pe terenul respectiv funcționează un restaurant cu terasă. Primarul general a depus plângere în acest caz și la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Prefectură. Credincioșii ortodoxi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Andrei, cel întâi chemat, apostolul românilor. În această zi, peste 940.000 de români își serbează onomastica. Detalii imediat la Focus.
NATO e o alianță defensivă, dar orice atac împotriva aliaților va primi un răspuns unit și hotărât. E unul dintre cele 5 puncte ale declarației comune adoptate la București de ministrii de externe NATO. Un alt punct important al declarației comune este că NATO va continua să sprijine Ucraina politic și practic, în timp ce va continua să se extindă, urmând ca astfel să devină mai puternică, iar statele mai sigure. Tot în declarația comună, aliaților s-a reiterat sprijinul necondiționat pentru aderarea Finlandei și Suediei la NATO și continuarea politicii ușilor deschise pentru Bosnia și Herțegovina, Georgia și Republica Moldova. Reuniunea miniștrilor afacerilor externe din țările membre NATO continuă și astăzi cu o nouă sesiune dedicată aderării Finlandei și Suediei la alianță. Reacție dură a Rusiei după summitul NATO de la București. Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, avertizează că statele alianței ar putea deveni o țintă legitimă în cazul în care vor furniza Ucrainei sisteme de rachete antiaeriene Patriot și vor trimite personal al alianței în această țară. Oficialul rus a acuzat alianța că încalcă suveranitatea altor țări dacă declanșează lovituri de stat în întreaga lume și ucide zeci de mii de civili. Declarația lui Medvedev, cel mai fervent susținător al lui Putin, vine după ce secretarul general al NATO a salutat oferta Germaniei de a furniza Poloniei sisteme de apărare Patriot după ce o rachetă a ucis doi oameni pe teritoriul său. Medvedev a mai spus că Occidentul nu dorește să se rupă definitiv de Rusia și că de aceea împinge Kievul să negocieze cu Moscova. România contestă ultimele facturi AstraZeneca pentru vaccinul anticovid. Refuzul de plată se referă la un supliment de 148,2 milioane de euro pe care guvernul îl consideră total nejustificat. Ministrul Sănătății a primit împuternicirea pentru a semna numele și pentru statul român mandatarea Comisiei Europene pentru a contesta factura pentru costuri suplimentare emise de AstraZeneca, se arată într-un comunicat al guvernului. Comisia Europeană intenționează să conteste aceste facturi suplimentare și a solicitat fiecărui stat membru un mandat pentru a negocia numele statului respectiv, au precizat reprezentanții guvernului. Guvernul a aprobat majorarea cu 50% a indemnizației de creștere a copilului pentru mamele de gemeni, tripleți sau multipleți, a anunțat pe Facebook ministrul familiei, Gabriela Firea. În prezent, mamele cu doi copii primesc doar contravaloarea indemnizației minime, adică 1314 lei. Potrivit noului act, mama unor tripleți, spre exemplu, care are în prezent indemnizația de 3000 de lei, va primi pentru fiecare copil începând cu al doilea încă 1500 de lei, astfel încât va încasa lunar 6.000 de lei. Suma maximă prevăzută de lege pentru această indemnizație rămâne 8.500 de lei. Statul va plăti în plus aproape 28 de milioane de lei în fiecare an, iar măsura va ajunge la familiile în care cresc acum aproape 4.700 de copii. Discriminarea și bullying-ul sunt tot mai prezente în școlile din România. Numai în octombrie au fost raportate peste 170 de cazuri de violență și hărțuire în școli. De altfel, unul dintre elevi susține că a fost cel puțin odată martor la o agresiune petrecută într-o instituție de învățământ. Agresorii sunt în cele mai multe cazuri proprii colegi, dar și profesorii. Fenomenul e destul de extins, având în vedere faptul că primesc mesaje de discriminare, de ură, de hărțuire din partea colegilor lor și pe timpul serii și pe timpul nopții și a doua zi, dimineața. Deci e un proces continuu în care copiii sunt captivi și din care nu pot ieși. Un studiu recent realizat de Consiliul Național al Elevilor arată că peste 30% din elevii care învață în școlile din România au fost martori la acte de violență. În cazul discriminării, cifrele sunt și mai dramatice. În aproape 60% din cazuri, profesorii și nu copiii sunt cei care manifestă un comportament discriminator. Rezultate alarmante spun eu în ceea ce privește discriminarea în școli. Discriminarea are foarte multe rădăcini. Aici putem să ne uităm la partea sistemică. 4 din 10 elevi spun că notele sunt folosite repetat ca instrument de corecție. Discriminarea îmbracă forme extrem de diverse, de la cea pe criterii etnice până la statutul social. Se bazează pe stereotipuri toxice,
care sunt promovate atât de la profesor cât și din familie, copiii ajungând la școală, cumva asta devine un mecanism de autoapărare. La nivel european, România ocupă un nedorit loc al treilea în clasamentul bullying-ului. Psihologii spun că este nevoie de doar 10 minute pentru ca un copil să-și piardă încrederea în sine și în ceilalți, iar consecințele pe termen lung sunt extrem de grave, atât emoțional cât și social. Cele mai importante sunt cele legate de starea de securitate emoțională, de siguranță emoțională în care copiii nu se regăsesc în mediul școlar. Există multe situații în care copiii refuză să meargă doar pentru că știu că vor deveni victimele ale unei act de hărțuire, eu știu, de discriminare, de violență. În luna octombrie, în școlile din România au fost raportate 175 de cazuri de bullying, cu 50% mai mult față de luna septembrie. Ne semnalează existența unei probleme bine cunoscute și atât în ceea ce privește violența, așa cum spuneți dumneavoastră, cât și în ceea ce privește segregarea pe diverse direcții, formarea profesorilor pentru a fi cumva pregătiți să gestioneze cazuri de violență, cazuri de segregare, apoi creșterea numărului de consilieri în școli. Ministerul Educației lucrează încă de acum 2 ani la realizarea unui pachet de legi anti-bullying. Deocamdată, ele rămân pe hârtie. Cel mai mare parc fotovoltaic din Europa va fi construit în România, în județul Arad. Va costa peste 800 de milioane de euro, iar producția anuală de energie a parcului va acoperi necesarul de energie pentru peste 1 milion de locuințe. Construcția parcului fotovoltaic din zona comunelor arădene Pilu-Grăniceri din apropierea graniței cu Ungaria va începe anul viitor. Proiectul, care va genera 1044 de megawați, se întinde pe mai bine de 1000 de hectare. Ne propunem să începem construcția celui mai mare parc fotovoltaic din Europa, începând cu toamna anului 2023. Construcția parcului va dura între 2 și 3 ani. Și sperăm ca prima energie să o livrăm în rețea începând cu decembrie 2024. Parcul va fi construit în așa fel încât terenurile agricole din zonă să poată fi folosite în continuare pentru pășunat și apicultură. Țevile nu o să fie prinse în pământ cu beton, cum se știe, ci o să fie bătute cu niște aparate speciale. Ori, la terminarea proiectului, respectivele țevi pot fi scoase și redat în totalitate circuitului agricol. Va fi cea mai mare investiție privată din județul Arad. Fondurile sunt asigurate prin capitalul privat al fondului de investiții și, bineînțeles, se vor apela la credite externe de la instituțiile finanțatoare. În momentul de față, legislația română este destul de stufoasă și neadaptată realităților în care ne aflăm. Pe de o parte, trebuie să instalăm capacități energetice rapid pentru a fi cât mai independenți din punct de vedere energetic și să nu mai fim dependenți de energia din alte state. Pe de altă parte, există mulți pași care nu sunt necesari, dar sunt obligatorii. Statul, în momentul de față, ar putea să ajute și să îmbunătățească. Compania dezvoltatoare Monsona a anunțat că mai are în proiect alte 2 parcuri în județul Arad, în zona localităților Chișinău, Criș și Macea, care vor genera împreună aproximativ 800 de megawați. Acestea vor fi gata în 2026 și vor presupune o finanțare de circa 600 de milioane de euro. În sute de localități din România, mii de oameni nu știu ce înseamnă legătura cu un medic de familie și implicit ce înseamnă ajutorul primit de la acesta. Specialiștii vorbesc despre fenomenul de deșertificare în acest domeniu. În 10 ani riscăm să nu mai avem deloc medicină de familie, în ritmul rapid în care se pensionează acești doctori. Specialitatea nu mai e atractivă pentru viitorii medici. Anul acesta, din 321 de locuri oricum insuficiente, 46 au rămas neocupate. României îi lipsesc cel puțin 2000 de medici de familie. În 470 de localități, oamenii nu au acces la servicii medicale de bază. Acest fenomen riscă să se accentueze în următorii 5 ani, când în jur de 3000 de doctori vor ajunge la vârsta de pensionare. Riscurile sunt foarte mari. Nu vom avea medici de familie. Deci, problema foarte gravă, pentru că rolul medicii de familie e foarte important. Medicii de familie este practic gardianul sistemului. Este cel care va face triajul, cine trebuie să meargă în spital și cine nu. Soluția se află aici, în
îmbunătățirea finanțării și în scăderea gradului de birocratizare. Numărul de rezidenți care se îndreaptă către medicina de familie este foarte mic față de necesarul existent. Mai grav este că, din cauza birocrației excesive, mulți din cei care aleg să fie medici de familie se răzgândesc pe parcurs. Sunt foarte mulți rezidenți de medicină de familie care aleg să plece în străinătate sau să înceapă să desfășoare alte activități. Și ei văd ce înseamnă medicină de familie. Adică o grămadă de lucruri din acestea administrative care încarcă activitatea medicului de familie fără să aducă vreun beneficiu pacientului. Pe termen lung, soluțiile sunt o finanțare mai bună, birocrație scăzută și o suplimentare a locurilor la concursul de rezidențiat. Pe termen scurt, însă... Cred că pentru moment ar putea să se dea, așa cum au existat situații după 1990, în situații de criză, de lipsa personalului medical, când s-au echivalat anumite specialități sau anumite studii, sau să se dea drept de liberă practică pe specialitatea de medicină generală acelor medici care au drept de liberă practică, care au susținut examenul de licență înainte de 2005 și care au drept de liberă practică chiar neavând examenul de specialist. Anul acesta la medicină au rămas 628 de locuri neocupate din mai multe specialități deficitare, printre care medicină de familie, medicină de urgență sau ATI. Pentru ocuparea acestora ar putea fi organizat în mod extraordinar un nou concurs în prima jumătate a anului viitor. Sărbătoare mare astăzi e Sfântul Andrei, cel care a adus pentru prima oară lumina creștinismului în țara noastră. Aproximativ 1 milion de români își sărbătoresc astăzi onomastica. Ieri seară, în ajun, peste 100 de tineri, majoritatea studenți gălățeni au mers în procesiune prin oraș, în costume populare cu lumânări sau făclii, și au vestit venirea Sfântului. Tot ieri, la Catedrala Arhiepiscopală din oraș, sute de oameni au stat la coadă pentru a se ruga la moaștele Sfântului Andrei și ale Sfântului Paisie de la Neamț. Pelerinajul luminii este încheiat Sfântului Andrei și reface simbolic călătoria acestuia de acum aproape 2000 de ani. Este o sărbătoare mare, este primul sfânt care a adus credința ortodoxă în țara românească. Este fric, dar și jertfa este pe măsură. Suntem bucuroși să facem acest lucru și să ne cinstim ocrotitorul așa cum se cuvine. Ne bucurăm să purtăm portul național în comuniune cu ascorul, să avem parte de lumina Sfântului Andrei care ne călăuzește. În fiecare an, în ajunul sărbătorii Sfântului Andrei, acest pelerinaj are loc între Catedrala Arhiepiscopală și Seminarul Teologic. Pace multă în inimă este un mesaj bun pentru poporul nostru la sărbătoarea reprezentativă națională religioasă Sfântul Apostol Andrei, care pregătește pentru toți românii solidaritatea, bucuria și unitatea la sărbătoarea națională 1 decembrie. Studenții care au participat au vrut să dea un mesaj, anume acela că, dincolo de toate protestele, de marșurile, de nemulțumirile, de frustrările pe care cu toții le-am trăit în ultimii 2 ani de zile, este nevoie pentru a trăi într-o țară liniștită și a ne manifesta ca și creștini ortodoxi, este nevoie și de un marș al luminii. Tot în ajunul Sfântului Andrei, în fața Catedralei Arhiepiscopale, sute de oameni au așteptat să se închine raclei cu rămășițele sfinților Andrei și Paisie. Pe lângă sănătate, oamenii au cerut sfinților pace și liniște. Pentru ce vă rugați? Pentru toată lumea să fie liniște în țară. Sănătate. Nu, nici nu simt. Și dacă vă zic, eu am 7 operații. E pentru copii, pentru familie. Moaștele celor doi sfinți rămân expuse spre închinare în fața Catedralei Arhiepiscopale din Galați până pe 1 decembrie. Situație hilară la un templu budist din Thailand. Autoritățile au mutat cu forța călugării într-un centru de dezintoxicare. Detaliile imediat la Focus. Până atunci vă spun că Papa Francisc a strânit furie în Rusia. Suveranul pontif a declarat într-un interviu că soldații din armata rusă, care fac parte din minorități etnice necreștine, dau dovadă de mai multă cruzime cu ucrainienii decât soldații ruși creștini ortodoxi. Comentariile sale au fost condamnate rapid de oficialii ruși, care l-au acuzat de rasism pe suveranul pontif, relatează The Guardian. Papa a spus că soldații din regiunea budistă Buriatia și din Republica Majoritar Musulmană Cecenia au fost cei mai cruzi în timpul
luptelor din Ucraina. ONG-urile pentru drepturile omului și organizațiile media independente au adus dovezi nenumărate ale crimelor de război comise de forțele rusești, dar nu au prezentat niciodată date care să sugereze că soldații din minoritățile naționale care luptă în Ucraina s-au comportat mai rău decât etnicii ruși, precizează Cotidianul Britanic. Scandalul marca Balenciaga continuă la câteva zile după furia stârnită la nivel internațional de cea mai recentă campanie publicitară. Balenciaga dă în judecată compania de producție pe care a angajat-o pentru a realiza campania de primăvară-vară 2023 și cere despăgubiri de 25 de milioane de dolari. Compania angajată de Balenciaga ar fi folosit în ședințele foto pentru campanie un document dintr-o hotărâre judecătorească din 2008 legată de pornografia infantilă. Casa de modă nu ar fi fost însă înștiințată de acest lucru. Fondatorul Alibaba, miliardarul chinez Jack Ma, se ascunde în Tokyo de prigoana lui Xi Jinping, scrie Financial Times. Ma, care era cea mai bogată persoană din China, a fost rar văzut în public în ultimii doi ani de când a criticat atitudinea autorităților chineze de reglementare în domeniul tehnologiei la un eveniment în Shanghai. Pe lângă o apariție online de 48 de secunde, la începutul anului trecut într-o scurtă călătorie în țările de jos și apariția superiahtului său Zen, lung de 88 de metri, în largul insulei spaniole Mallorca, miliardarul de 58 de ani și-a menținut secretă viața privată, trăind în afara Chinei. China a trimis 3 noi astronauți către stația spațială Tiangong. E pentru prima oară în istorie când două echipaje chineze vor schimba ștafeta pe orbită. Astronauții, 3 bărbați, vor rămâne 6 luni în spațiu. Inițial vor locui cu cei 3 colegi, inclusiv o femeie, din misiunea anterioară, Shenzhou 14, care se află pe stația spațială de aproape jumătate de an și care se vor întoarce pe Pământ în câteva zile. Noul echipaj va efectua de asemenea 3 sau 4 ieșiri în spațiu pentru a continua să monteze echipamentul în afara stației. Tiangong are dimensiuni similare cu fosta stație ruso-sovietică Mir, iar durata sa de viață ar trebui să fie de cel puțin 10 ani. China a fost determinată să-și construiască propria stație din cauza refuzului Statelor Unite de a-i permite să participe la Stația Spațială Internațională. Este gripa aviară în Peru. Peste 13.000 de păsări, majoritatea pelicane, au murit pe coasta țării din Anzi doar în ultimele săptămâni. Agenția Națională pentru Agricultură a declarat stare de alertă pentru 180 de zile și speră acum să prevină răspândirea virusului și la păsările din ferme și gospodării. Cauzele epidemiei rămân un mister pentru specialiști. Cert este că în prezent nu există niciun leac pentru virusul H5N1. În ultimii ani, numărul păsărilor sacrificate după infectare e de ordin zecilor de milioane, iar asta numai în Europa și Statele Unite. Senatul american a adoptat o lege care garantează recunoașterea la nivel federal a căsătoriilor între persoane de același sex. Actul vine să întărească o decizie a Curții Supreme din 2015, în contextul în care mai mulți susținători ai și membrii ai comunității LGBT se temeau că instanța, dominată în prezent de republicani, își va schimba practica așa cum a făcut recent și în privința avorturilor. Recunoașterea la nivel federal nu înseamnă însă că toate statele vor fi obligate să legalizeze căsătoriile gay. Cele care le-au legalizat deja nu vor mai putea întoarce această decizie. Peste 500.000 de cupluri căsătorite de același sex trăiesc în prezent în Statele Unite. Situație hilară la un templu budist din Thailanda. Autoritățile au mutat cu forța călugării într-un centru de dezintoxicare. Asta după ce toți clericii locali, inclusiv starețul, au fost testați pozitiv la un control antidrog. Au luat metamfetamină pentru a ajunge la o treaptă spirituală mai ridicată, susțin călugării. Râvna lor, pe calea meditației, s-a lovit însă de rigorile legii. Și pentru că localnicii să nu fie văduviți de servicii religioase, în templul golit de rezidenții narcomani, vor fi aduși călugări din alte zone ale țării. Statele Unite s-au calificat în optimile campionatului mondial. Golul care a adus calificarea americanilor în scurt timp la focus, după publicitate. Și acum informații despre vreme de la colega noastră, Georgia Pietreanu.
În cea mai mare parte a Europei cerul va fi variabil, mai puțin în extremitatea vestică, în nord și sud, unde atmosfera o să fie închisă și va ploua, iar la munte și nord-est o să ningă. Vântul va sufla local în sud și izolat în rest. Mai coboară mâine temperaturile în nordul și estul continentului, iar în zonele joase, dimineața și noaptea mai ales, se va forma ceață. Astăzi, în sud, sud-vest și est, cerul va fi mai mult acoperit de nori și vor apărea precipitații. Ploi în Oltenia, local în Banat și precipitații mixte posibil în Moldova, unde s-ar putea forma și polei. La munte o să ningă slab și va fi lapoviță. Vântul va agita atmosfera în sudul Banatului, pe alocuri și în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Maximele se vor încadra între 1 grad și 10 grade. Mâine va fi foarte rece în regiunile extracarpatice. Precipitațiile se vor extinde dinspre jumătatea de sud a țării spre restul regiunilor. În Dobrogea sunt anunțate ploi, iar la munte și în Moldova ninsori. În rest vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 8 grade. Vineri vremea se menține închisă, va continua să ningă la munte, va fi lapoviță și ninsoare în zona submontană și precipitații mixte în restul țării. Izolat se va forma polei, iar vântul va sufla mai tare în Dobrogea, Bărăgan și în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 6 grade. În București, astăzi, maxima va atinge în jur de 6 grade și trecător va ploua sau burnița. Vântul o să bată la rafală cu 40 de km pe oră. Mâine, pe lângă ploi, va fi lapoviță și ninsoare și vântul se va menține activ. Vom avea o maximă în jur de 3 grade. Vineri, vremea va rămâne mohorâtă și sunt șanse mari să apară ploi, lapoviță și ninsoare. Maxima va urca până pe la 4 grade, iar noaptea se va forma ceață. La munte, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, o să fie norat, va ninge slab și va fi lapoviță, local în sudul Carpaților Occidental și izolat în meridional și orientali. Vântul o să bată mai tare în sudul Banatului și în vestul Carpaților Meridionali. Domnilor și domnilor, Focus 8 se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe focusprimatv.ro. Rămâneți pe Prima TV. Livia Graur vă așteaptă de la ora 14. Ne revedem mâine dimineața la 8. O zi excelentă în continuare. La revedere!